știi care e chestia? Că multă lume se întreabă, bă, dacă e așa talentat, dacă îi place să facă gimnastică, poate să ridice atât de multe greutăți. De ce nu-l duci la o sală de sport? L-am dus și mi-au... Tu continuă să-i faci încălzirea, ca să nu pierdem timp. L-am dus în două săli, da, diferite, și mi-au spus că copilul este foarte talentat și că ar trebui cineva personal să se ocupe de el. A, și costă, și, pe loc, povestea asta? Educatoarea mi-a spus... că eu nu am timp să mă ocup de el, pentru că el este, văd, este un copil foarte talentat. Numai că eu nu am timpul necesar pentru asta. Faci niște lucruri pe care tu nu poți să le faci. Faci niște lucruri? Da, sunt lucruri pe care eu nu pot să le fac. Dar el este foarte avansat în raport cu ceilalți copii de vârsta lui și care fac, care fac gimnastică. Am înțeles. Plânge vreodată de Giuliano? Nu. Niciodată, nu? Numai când se ceartă pe jucării. Doar asta? Frate. Da. În rest, păi văd că îi trage acolo de degete, de mâini, îl încălzești, nu zice absolut nimic. Giuliano, bun, acum ce exercițiu ne va arăta? El în acest moment va dobărâ un Guinness World Record. Acum în direct? Da. Pua, zi, care? 90 de grep push-up. Adică acolo, la steag sau care? Nu, aici. Sunt flotările la care nu atinge cu picioarele podeaua. Bun, deci acum vedem un exercițiu pentru cartea recordurilor, da? Cartea record, Guinness World Record, este de 12. De 12. Bun. Deci repetări. Deci Giuliano, în cartea recordurilor sunt 12 repetări, iar Giuliano va face 13 și câștigă mai multe. Bun, hai să-l vedem. Giuliano, hai să-l încurajăm puțin pentru cartea recordurilor. Românul nostru, Giuliano Stroie, doboară un record chiar acum, în direct. Bun, se concentrează, presupun, Giuliano, și... mai mult. Hai, tu. Stai pe o burtă, stai pe o burtă, stai pe o burtă. Pe o burtă. Pornește de jos. Hai. Sus. Deci în cartea recordurilor, cel care este acum campion poate să facă doar 12. Giuliano, cel de-al doilea, cel de-al treilea exercițiu, mă rog, cel de-al treia flotare. 4. 5, respiră, respiră bine, 6, respiră, respiră Giuliano, 7, respiră, 8, frumos drept, respiră, 9, respiră bine, 10, respiră, 11, frumos, 12, 13, suntem în cartea recordurilor, 14, peste, 15, 16, frumos, 17, frumos, 18, respiră bine. Hai, a doborât cartea recordurilor. 19. Gata. Hai să mai vedem și altele. Și o facem încă una. 20, pentru că el exultă la 20-a. Frumos, jos, drept. Bravo! Bravo! Giuliano, fii atent! Uite-te acolo, uite-te acolo, acolo ești tu la televizor și ești cel mai forțos copil din lume, iar acum ai doborât încă un record și anume ai făcut 20 de flotări în mâini fără să atingă podeaua, nu? Exact. Adică am doborât un record acum în direct. Sim. Giuliano 1, eh? Adică Giuliano e numărul 1.